Poliția locală Galați a participat cu efective de polițiști din cadrul serviciilor disciplina în construcții și control activități comerciale împreună cu alte autorități competente la o serie de controle de specialitate la societăți comerciale cu spații destinate alimentației publice. Oamenii legii au verificat 22 de operatori economici cărora le-au fost solicitate avizul cu orarul de funcționare, autorizația pentru desfășurarea activității de alimentație publică, precum și autorizația de construire. Poliția locală a mai întreprins asemenea verificări, iar sancțiunile aplicate atunci au determinat pe unii să intre în legalitate. Au fost găsite și unele abateri. Ca urmare, a fost suspendată activitatea la 3 dintre cluburile gălățene, iar o terasă sezonieră ridicată pe domeniul public a fost desființată. La sediul poliției locale din strada Traian sunt așteptați 12 agenți economici. Pe linie de comerț, de la începutul anului, polițiștii gălățeni au aplicat peste 1000 de sancțiuni contravenționale în sumă de 150.000 de lei. De asemenea, la peste 80 de societăți comerciale a fost suspendată activitatea. În domeniul disciplinei în construcții au fost aplicate amenzi în valoare ce depășește 220.000 de lei, fiind dispuse totodată și măsuri complementare, respectiv sistarea lucrărilor în 24 de cazuri și desființarea a 21 de construcții ilegale executate pe domeniul public.